Bună ziua! Astăzi are loc ședința extraordinară convocată de îndată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți în sală 11 consilieri, iar 8 prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările, rugând pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu. Bine ați venit la ședința de astăzi. În primul rând vreau să vă felicit pentru și să ne felicităm pentru rezultatele pe care le-am obținut la alegerile care s-au încheiat acum recent. Așa cum am mai spus, cele bune să se adune, cele prele să se spele, au fost care au umblat cu tot felul de minciuni, alții au arătat și eu dus capul, dar o să facem în așa fel încât să lucrăm pentru orașul Comănești. De aceea am fost aleși și de aceea suntem aici. Pentru ca să facem ceea ce trebuie făcut pentru orașul ăsta. Pe ordinea de zi astăzi avem 3 proiecte. Primul proiect, un proiect de hotărâre privind aprobarea în etapa a doua a proiectului de reabilitare, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu și a cheltuielilor aferente. Vreau să vă spun că valoarea totală a proiectului este de 17.570.086,9 lei, adică 175 de miliarde. Valoarea totală pentru etapa a doua este de 5.390.613, din care eligibil 2.683.297 și de la bugetul local 2.707.315 lei. Iată că sunt sume foarte mari la neeligibil, de la bugetul local. Așa că cei care vând blana ursului din pădure, că o să facem nu știu ce, trebuie să țineți cont că noi trebuie să încheiem aceste proiecte care, fără să contribuim la bugetul local, nu se pot încheia. Deci e clar treaba că să punem acești bani. Proiect de hotărâre privind aprobarea în etapa a doua a proiectului reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare infrastructurii educaționale la școala Liviu Repreanu și la structura arondată școala numărul 4 Comănești și a cheltuielor aferente. Valoarea totală a proiectului 22.032.381 lei, deci 220 de miliarde de lei vechi. Valoarea totală în etapa a doua este de 10.033.455,22 lei, din care eligibil 6.221.094, de la bugetul local 3.812.341. Din nou se vede suma foarte mare care trebuie să o plătim de la bugetul local. 3.812.038 de miliarde. Cei care aprobă proiecte și toți spun că facem luna de pe cer. A, dacă nu mai făceam nicio școală, nicio biserică, nicio creșă, niciun cămin, niciun spital, da, asfaltam într-adevăr și drumurile care merg prin pădure, dar trebuie făcute și astea, că sunt importante. Și 3, proiect de hotărâre privind aprobarea în etapa a doua a proiectului, implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău și a cheltuielilor aferente. E vorba de valoare totală a proiectului de 38.613.095. Deci e vorba de 386 de miliarde lei vechi. Și din care valoarea în etapa a doua este de 21.961.013 lei, deci 220 de miliarde aproape, eligibil 14.684.449 și de la bugetul local 7.276.000
564. 72 de miliarde de lei de la bugetul local la acest proiect. Așa că cei care fac calcule că nu vrea să facă primarul, o să vă rog frumos să faceți dumneavoastră. Să vă gândiți de unde putem aduce bani în așa fel încât noi să putem finanța și aceste proiecte care sunt foarte mari, care sunt foarte importante, pe care noi cu toții le-am aprobat și le-am derulat. Și să vedem cum putem face ca să facem și alte proiecte și din ce surse de finanțare. Cam atâta, doamna secretar, domnul președinte. Da, vă mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Întrebare. Ședința este ilegal constituită? Extraordinar de dată? Convocată de dată? Convocăm mâine, deci, dacă vreți, mai convocăm mâine dată. Punctul 1. S-a primit adresa de la ADR pe 22 mai, cu termen astăzi. Am avut pe 30 mai ședință ordinară. Nu s-au convocat. Punctul 2 și 3, aceeași adresă primită de la ADR pe 4 iunie, termen 26 iunie. Deci nu s-au convocat de joi, cum vine ședința, de exemplu. Și aveam 3 zile la dispoziție. De joi? De joi, de miercuri. De săptămâna trecută, la asta vă referiți? Da. Păi pe 4 iunie a fost primit adresa. Pentru că se lucrează, domnul consilier. Noi lucrăm. Noi lucrăm, de exemplu, șaseară, s-a lucrat, până ați primit documentele. Un moment, dacă mă lăsați, vă explic, dacă nu, nu. S-au primit documentele, până ieri au venit proiectanți, executanți, s-au făcut calcule. Nu putem să convocăm ședința extraordinară și să nu avem lucrurile concrete, foarte bine făcute calculele. De asta ați fost convocat ieri. Plus, de asta au fost alegerile. După cum știți, toți am fost implicați în alegeri, pentru că alegerile nu înseamnă doar candidați, înseamnă organizarea alegerilor, începând de la urnă, cabină, tot ce trebuie făcut. Deci nu, nimeni nu n-a vrut să... De pe 22 mai se putea convoca o ședință cu 3 zile înainte, de pe 4 iunie până pe 26, ar fi avut timp, nu și astăzi. Și care ar fi ilegalitatea, nu vă supărați? Păi, da, care este nu văd urgența. Cum? Nu văd urgența. Da, având în vedere... Doamna are în seara asta până la ora 0 termen. Deci, având în vedere că sunt domnul consilier, dacă îmi permite și mie, da? Dacă îmi permiteți, având în vedere că nu se face doar o hârtie, că la aceste materiale, pentru a stabili acele valori, așa cum a spus și domnul secretar, participă și terțe părți, nu e făcut doar de aici sau de doamna Arun. Bănuiesc că nu se putea convoca, am primit adresa pe 24, să o convocăm pe 25 și pe 26. Da? Fiecare din acele terțe părți care intervin în acest proces, au și termene, au și lucruri. Adresa are ca termen, doamna Arun? Astăzi la ora 0. Astăzi la ora 0. Eu consider că, din punctul meu de vedere, această ședință constituită de îndată își justifică caracterul de îndată. Doamna secretar, vă rog să confirmați sau nu, că nu sunt jurist și n-aș vrea să greșesc. Ședința a fost convocată, ieri au putut să vină proiectanții, nu știu exact consultanța. Ce... Consultanța. Ei au putut să vină, fără ei nu putem să înaintăm cifre, să înaintăm... Deci, proiectul la Porumbescu. Pe Porumbescu și pe Liviu Rebreanu. Deci pe 22 mai, în 15 zile lucrătoare, s-o lăsă, nu am putut convoca. Înțeleg, tehnic, sunt ok proiect. Eu l-am încercat proiectul tehnic. Deci, aia e foarte clar. Nu erau data, datele... Dar ședința se putea convoca ori pe 30 mai, ori cu 3 zile înainte de anunțat. Ori asta de aici putea fi anunțat cu 3 zile înainte de anunțat și te-ai putea la o ședință. Ați fi vrut să venim? Nu sunt problema cu noastră, practic. Din punctul meu de vedere, nu este problema cu noastră. Înseamnă că să puteți să o atacați la... Deci, motiv nu este... Deci, dumneavoastră, vreți ca să nu încheiem... Termen era. Vreți să nu încheiem proiectele astea? Nu, nu aveți problema ca și la proiecte. Este foarte simplu. De pe 22 mai până pe 12 iunie, 15 zile lucrătoare, era timp de convocat. De pe 4 iunie până pe 26 iunie, era timp să convoace ședința extraordinară. Ședința a fost convocată, domnul consilier,
în funcție de cum a venit consultanța, proiectantul, inginerii, s-au făcut calcule. În funcție de asta, puteam să vă convocăm de pe 15 mai și să nu avem cifrele corecte? Nu, încercați să-mi faceți discuția. Nu, dar așa este. Eu nu, la ședință, pentru cele două puncte care au termen 26, puteți să-mi chemați săptămâna viitoare. Consultanța a venit ieri, domnule. Da, și v-ați dăduit problema. Dacă noi puteam să ne chemați... Păi, dar dumneavoastră nu trebuie să vă înaintăm proiectele de hotărâre cu cifrele? Dacă ele au fost stabilite ieri... Ce vă spun? Au fost stabilite. Doamna secretară, să vedem. Ei nu vor să voteze proiectele astea. Deci, ca să ne înțelegem, domnule, cum ar... Ba să ne înțelegem, domnule. Foarte clar. Păi da, vă rog respectuos, vă rog respectuos, ca să vorbim pe rând. Ca să ne înțelegem, că dacă ne vorbim... Păi eu discutam cu doamna secretară. Deci, dacă ieri au venit consultați, s-au stabilit cifrele, e legibil, neregibil, am înțeles, ok. De ce nu ați convocat ședința cu trei zile înainte să fie luni ședință? Bun, eu nu pot răspund. Permiteți să răspund. Permiteți să răspund. Noi vă înaintăm dumneavoastră un proiect de hotărâre unde la articolele din proiect sunt cifre, sunt numere, sunt sume vehiculate. Dacă ieri a venit consultantul și proiectantul și a stabilit, au stabilit sumele care reiese de aici, cum să vă convoc înainte și ce sume? Gata, să oprim un pic, discuția aici, doamna secretar, vă rog. Oprim discuția aici. Domnul consilier, din câte am înțeles, contestă legalitatea. Noi continuăm cu această ședință. Legalitatea o poate contesta la nivelul prefecturii, legalitatea acestei ședințe și tot ceea ce ține de această ședință. O contestăm. Acum discutăm doar așa ca să ne mai aflăm în treabă. Dumneavoastră puteți să faceți contestații, toată lumea știe lucrul ăsta, ați mai făcut, domnul Sarca a mai făcut și nu văd un lucru. Deci, mergem la primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea în etapa a doua a proiectului reabilitare, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu și a cheltuielilor aferente. Ați votat ordinea de zi? Nu, l-am votat. M-am luat cu asta. Ordinea de zi, așa cum a fost prezentată, cu cele trei proiecte. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci câte abțineri sunt? 1, 2, 3, Tiboi, Anca și Cuberea. Domnul Muntea mai știe. 4 abține. Dar și 4 abține? Da. Și 3 abține. Da. Domnul Adereanu Cumința și cu Ion Muntea nu mai e. Da. Deci 4 abține, vă rog. Și cu dumneavoastră. Da. A, este și Ion Muntea. Este și Ion Muntea. 6 abține, da? Da. 5 la dumneavoastră și domnul Sarcu. Da, domnul Cumința care vine. Da, să continuăm. Domnul președinte, la punctul 2, nu votez. Am înțeles. Nu participăm la vot. Nu participăm la vot. Bun. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea în etapa a doua a proiectului reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu și a cheltuielilor aferente. Doamna Arone a explicat situația proiectului, dacă mai sunt întrebări, discuții legate de acest proiect. Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? La același? La fel, da? Da. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea în etapa a doua a proiectului reabilitare, modernizare, dezvoltare și echiparea infrastructurii educaționale la școala Liviu Regranu Comănești, la structura arondată, școala numărul 4 Comănești și a cheltuielilor aferente. Doamna Gură ne-a prezentat proiectul, s-a discutat în cadrul comisiilor, ați avut materialul, dacă mai sunt alte discuții. Dacă nu mai sunt, supun spre aprobare. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Aceleași 6 abține. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea în etapa a doua a proiectului, implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău și a cheltuielilor aferente. De asemenea, ați avut proiectele, s-au discutat în cadrul comisiilor, doamna Cura a prezentat acest proiect. Dacă mai sunt discuții? Deci, da. Tehnic, proiectele sunt ok, trebuie să treacă, dar, din punctul de vedere al ședinței, ne abținem la tot. Deci, asta înseamnă că, din punctul dumneavoastră de vedere, aceste obiective importante pentru a-și comune școala Ciprian Porumbescu, școala Liviu Regranu și proiectul privind școala de la Cuza Vodă, sala de sport
și strada Minerului nu s-ar mai finaliza. Se finalizează. Păi dacă dumneavoastră vă abțineți... Nu, dar fie la se finalizează, nicio problemă. A. Dacă era la un limite de voturi, vă spun eu, convocați ședința cu trei zile. Așa credeți? Da. La Consiliul Județean e de pe o oră pe alta ședința, ca să știți. Da. Supunem la vot. Nu mai are sens să mai discutăm alte probleme. Supunem la vot. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Da. Cele șase abțineți. Vă rog să ne notați acolo. Vă mulțumesc. Ședința a luat sfârșit.